Madame, cad frunzele, Madame, Madame, e toamnă, e deja toamnă. Acum e. Beautiful. Da, valetul de sceptru. Oh, ce frumos. Ok. Intri în. Azi suntem în energiile. Cum. Trebuie să. Un fel de. Când ți se. Fetele știu. Varianta sintetică, când îmbrăcai rochie, îți plăcea ca o mătăsică, dar mai sintetică. Și se electriza și trebuia să dai cu antistatic sau cum, antielectric, pe zuvustă, știi, să dai, să nu se lipească de picioare, să nu se da. Ei, varianta asta, aia e nimic ce era. Sunt clipe când se activează puternic și la un moment dat, eu asta ziceam, trebuie să fie natural și atunci lână naturală e ok. Nu știi în ce vibrațional, în ce sare, unde sare, ceea ce ți se părea natural, la un moment dat da, trebuie să accepti și faza asta. Și electric e din tine, nu e haina care, știi? Din tine e, energetic se luptă tu cu tine, tu cu morile de vânt, ți le reglezi, ți le anulezi sau ți le pornești și se întâmplă scurt, da? Îmbraci haina când o dai jos. Da? Știu că la servici eram așa. Era o scenuță pe scena mare și se întâmpla ceva acolo și era, nu știu, acoperit cu ceva strălucitor care să ne lumineze de jos, un fel de. Da, și nu numai de sus. Și călcam pe. Făceam ceva, era scena făcută, eram vreo 10 pe scena aia. Și când ne atingeam între noi, scurt circuit era, era tâci, da? Se întâmpla și se stingea lumina se... și era dat cu antistatic sau cum se numește, da, ceva de genul. Da, asta zicând, puterea, ieși din ce erai obișnuit, obișnuită, că te ascultă cât de cât, da? Haina, când o dai jos, înțelegi cum e, știi cum e, e un fel de, da, eu aveam, când am simțit asta, imediat am fugit la calorifer, pe fier pui mâna și se descarcă, eu la calorifer, da, când îmi dădeam vestea jos, simțeam, stai un pic și cu o mână mă țineam de calorifer, un fel de împământare, așa. Acum se întâmplă împământarea a câmpului tău energetic, proiecția se ancorează, are nevoie de împământare. E imaginea, știi? Are nevoie o țâră de să știi unde ești, da? Ok. Azi era, de câte ori am simțit, de câteva ori, înapoi în viitor, e puternic. Și știi ce ai de făcut, da? Cât de cât înțelegi despre ce e vorba. De aia, la un moment dat, cât mai organică hainele, mai bumbac, mai lână, mai, da? Nu sintetice. Când știi ce ți se spune un fel de zodiacal. Astăzi taurii o să fie pe pereți, astăzi leii o să fie fericiți. Uite, am și zis-o. Am și zis-o. Fecioarele o să se simtă foarte bine. Da, uite, am și zis-o. Și așa mai departe. Doamnă dragă, dar spune ce, Gemini? Gemini o să fie echilibrați. Da. Uite, vezi cum se duce. E un fel de energetic, spui și așa ceva. Static, electrostatic, electric, asta neapărat trebuie să fie anunțat undeva. Cine se ocupă cu așa ceva? Uite, la Zodii s-a mai adăugat încă ceva, încă o profesie. Să descurci așa ceva. Bine, științific se știe, e normal, în fizică cuantică întreabă că omul știe și o să-ți spună și ziua și data. Da? Previziuni astrale, da.
Da, ești acum, de aia simți așa puternic, pentru că ești din, când ai fost trădat, trădată, varianta, știi, varianta războiului magic. Pentru că accept și varianta magică, și varianta nemagică, și varianta științific lămurită, și toate, toate, toate. Și ieși din așa ceva. Și cum ieși? Fiu, am ieșit. Nu! Fiu, am ieșit, dar electric, uite ce se întâmplă. Da? Și se ancorează ce trebuie să... Da? Dream ban.